mecanic. Hai, deci cum intrat în el. Bună. Bună ziua. Ai microfon? Ai microfon? Polițist nu a acordat prioritate și a intrat unul în el de l-a aruncat pe cealaltă parte și arată. Da, e clar. Exact. Care vechea aici pe ea? E praf rău. Clar. Deci domnul polițist era pe banda asta și a vrut să se intre pe autostradă și a venit unul și l-a izbit, efectiv l-a aruncat până pe partea asta. Și eu am sunat să consult mașina și dacă se poate să sunăm și la ambulanță să vină să-l consulte, pentru că adică uite-te cum arată mașina, te rog frumos. Am chemat o ambulanță. Da, pe domn polițist să-l consulte. Dar ce s-a întâmplat aici? A intrat unul, deci nu a, polițistul nu a acordat prioritate și a intrat în a intrat unul în el, evident. Și știți care e faza? Fiind poliția vinovată, cred că ar mai trebui să mai chemăm încă un echipaj de poliție, știți ce zic? Da, da, da. Mai bine o iau pe jos. Dacă puteți să sunați la ambulanță, cineva doar. Am sunat și eu la poliție acum. Deci domnul polițist a făcut accident cu încă o persoană care a plecat. Asta e faza, că persoana respectivă a plecat, dar nu persoana aia era vinovată, ci polițistul, că nu a acordat prioritate. S-a băgat efectiv brusc și efectiv l-a întors peste cap și l-a băgat aici în șanț. Și uite cum, în ce stare arată mașina. Ce ai făcut mai extensiv? Uitați, vine și ambulanța acum. Sunați și voi la un echipaj de poliție de la rutieră, gen? Am sunat eu. Ok, perfect, perfect.
Mă, deci cum arată, în ce hal arată? Mașina de taxi mea nu-i zbare. A, ok. Deci vine colegii lui? Acum vine. Acum vine sau vine? Ah, mai vine mașina de ambulanță. Bună ziua, nu vă grăbiți, nu vă grăbiți. Domnul polițist a avut accident și am sunat de la ambulanță. Nu e grav, dar totuși puteți să-l consultați, vedeți dacă are ceva. Deci cine a făcut accidentul? Trebuie să nu dispară BMW-ul. Oricum am avut noroc că au reșit airbag-urile. Probabil dacă nu ieșau, era și mai grav. Mi-a dat o antidună. What the fuck? Deci e a treia ambulanță care vine. Mă, ce activ, bă. La job. Bună ziua. Ziua. Am mai chemat, au mai venit încă două ambulanțe înainte de dumneavoastră, dacă observați. Domnul polițist a făcut accident și dacă dorește să insist să-l consultați, că pun pariu că are ceva. Bine, v-a avut și noroc că are airbag-urile alea la mașină. Dar uitați-vă în ce hal arată, a făcut accidentul, a intrat unul în el. Bună ziua. Bună ziua. Nu-i nevoie toți, hai să vă consultăm, nu-i nevoie, nu. Râde. Stați așa puțin. Ia mă, nu vine niciun polițist. Textul de Sinequid. Sinequid, nu-i Sinequid, nu mă, nici cum îl cheamă, Sine. Haideți, hai că face consult. Ne spuneți și nouă cum e. Mă duc și o să-l ajut pe corp.
Da, domnul probabil nu simte că, na, știți, adrenalina din sânge și... Doamne ferește, așa ceva. Nu are nimic, e perfect atunci. Domnul, ori veni colegii, ori veni colegii. Hai, că ne mut acum poliția. Păi nu, colegii de la jandarmerie să fac o anchetă dacă cei de la rutieră nu sunt și eventual după opreau cei de la rutieră, gen. Sunteți bine? Acum domnul zice că e bine, dar la cum arată mașina... Păi arată groaznic. Și gândiți-vă că după ce a făcut accidentul, ci că au vrut să plece, noroc că am fost aici, au vrut să plece cu ea, că ci că merge așa ușor, ușor. Cum să mergi cu mașina asta? Deci arată într-un hal deplorabil. Uite, geamul spart, capota distrusă, motorul, nu știu dacă o trece de calea ferată, geamul... O menghină pe două roți, efectiv. Nu știu cum a scăpat așa de ușor. Păi a avut noroc de airbag-urile alea. După accidentul ăsta. Dacă pot să întreb și eu ce s-a întâmplat aici? Domnul polițist a fost implicat în accident, evident că dânsul e vinovat. Și am sunat la poliția rutieră să vină totuși să investigheze cazul, că domnul a vrut să plece cu mașina și tăte cum arată. Da, domnul polițist a fost în misiune? O vrut să intre pe autostradă și a intrat unul în el, de nu s-a asigurat, asta e problema. Trebuie să-l ducem la spital, să nu fie ceva mai grav. Păi eu spus că nu simte nimic, eu zic că din cauza că are adrenalină, dar na, sper să fie așa cum zic eu. Medicii știu ce mai bine. Poate să aibă ceva, să-i fie afectat un organ sau ceva. Da, probabil. Dar acum, dacă nu vrea să vină la spital, asta e. Nu-l puteți obliga adevărat, dar dacă ar veni cineva să-l, nu știu, hai măcar să tractăm mașina, să-l ajutăm pe mecanic să o tracteze. Să o agațe măcar. Hai să împingem. Nu, nu, nu împinge, că o tractează bine mașina și o tractează. Poate și dintr-o parte? Las-o numai asta că... Eu zic să nu mai pornești motorul. Nu se știe ce se poate întâmpla. Asta zic și eu, să nu mai pornească. Poate sărim în aer. Să nu ia foc mașina. Chiar adevărat, bă. Bine spus. Păi nu știu, deconectați borna. Cine să-și pricepe? Cine mai tare rău pe cine? Domnul Denis? Da? Vă rog să deconectați mașina de la baterie. Vă rog să vă deconectați mașina. Vlad de borne jos. Aveți grijă. Aveți că iese fum de acolo, nu știu ce Dumnezeu s-a întâmplat. Pulge și ulei de desub. Să nu aprindă nimeni o țigară, ceva. Păi nu aprindeți, nu aprindeți, nu aprindeți. Că sărim dracu toți în aer. Nu aprindeți nimic, că ajungem în gelaș. Nu, nu. N-aprindeți nimic. S-o spart clar rezervorul, nu aprindeți, ia uite, ia uite-l. Pleacă-mă cu țigara, bă. De aici cu țigara, tu. Nu ia de la distanța asta. Pariu că ia. Ce fost? Gata, gata. Bă, ăla cu țigara, mă, de mai el vine, el e la locul de muncă și el vine să fumeze, mă. Po, po. Și bă, voi. O mașină de tractări, să o tracteze și să stea parcat pe margine până vine poliția, să nu, că nu plecăm așa. Da, deci ca nebunii nu mi-a de tot aprinde țigară lângă mașină. Îndepărtați-vă de mașină, tractează. Dați-vă, dați-vă de ușor, 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 dai cu spatele, ușor. Așa, perfect. Na, acum
Așteptăm. Să-și mute cineva pe M4-ul ăla de acolo. Stai așa, stai așa. Domnule Eben. E perfect de acolo așa aici, așa. E praf. O duc la service? Încă nu, mai așteptăm să vedem dacă vine cineva, să o vadă. Deci nu că e praf, e zob. Probabil, nu știu. Dacă vede șeful lui. Asta vreau să zic și eu. O să fie jale, cu jumare. Nu știu, sper să fie ok. Aoleu, a intrat asta peste noi. Avica. Mamă, câte ciobor s-au adunat acolo. Hai să le curățăm dacă toți suntem aici în zonă. Aveți ceva prin bagaje? Cred că am eu, stați așa să verific. Domnul Mihai, unde vă băgați cu mașina? Bă, era să dai peste mine. Haideți că-mi găsi eu motorul. Hai că vin să te ajut. Bă, ce? Motorul e praf. E bine. Strânge bucățile de sticlă. Nu e așa de rău pentru fier vechi. E perfectă pentru fier vechi. Despre ce vorbim? La cum arată NG-a de la fier vechi, n-o primească. N-am oraș. Bă, că bine zici, bă. Cu las la intrare, nu bagă înăuntru. Hai mă, frate, nu mai există niciun polițist. De ce? Ăștia cred că sunt din jandarmerie. Mai aveți nevoie de ISU? Nu știu, eu tot insist să-l transportați pe domnul la un consult medical. Și na, dacă tot nu răspund membrii... Dacă nu vrea, asta e. Hai să o tractăm, nu? Adică eu nu-l las să meargă cu mașina asta pe drum. Pe stradă. O mașină de tractare, să dea cu spatele, să bage aici cu fața și să o tracteze. Dacă nu ești gay, dacă nu ești gay, dacă nu ești gay, mai au, mai au, dacă accelerația și dă-i și dă-i și dă-i. Da, dă-i ușor cu spate, dă-i în față, dă-i în față, așa și dă-i, aoleu. Incendiu, hai. Ușor, 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 ușor. Legu, dați-vă domnul Denis. Colegu. Denis, domnul Denis. Lovesc. Domnul Denis. Domnule, îndepărtați-vă de mașină. Repestel că totuși e medic. Dați-vă puțin așa. Ce repestel că totuși e medic, da, asta e adevărat. Adevărat. Ce acum merge de sus să-și ia mașina de aici. Ia încearcă să agăți. Cum să lași mașina așa. Să tractezi. Ăsta cum merge de sus a lăsat mașina fix aici. Ușor, ușor, ușor. Acum, ia încearcă. Perfect. Na, știi unde să o duci? O duc la fier vechi. Bun. Ia și pe polițist și o să vin din urmă. Hai, mergeți. Pot să intru și eu cu tine? L-am lăsat pe bietul beat în spate. A, lol, credeam că o luată pe aici. Alo, dar ce vă înghesuiți? Hai, dai Denis cu repair-ul, te rog. Denis, dăm repair. Mulțam.
Mama, deci cum arată, cred că o bagă direct, o distruge, nu mai bagă ăștia banii de-a să facă. Direct la fier vechi. Chiar că. E, aveți ceva? Am înțeles că au Dacia Duster în flotă, deci cei nu-i pagubă, deci are poliția buget. Încercăm să o reparăm, nu știu ce să zic. Până și girofarele au rămas blocate. Mai avem câteva modele la fel. Da, mă, dar dacă ai observat, uite ce slabe, că nu țin. Deci dă-o în tine, te face praf. La rabla cu ea. Vede aceasta. Poftim? Uite că și asta e bușită. Slabe loganurile astea. Și asta e bușită, în față puțin. A, uite, cum arată. A, pe clar, înseamnă că sunt șasele din fabrică, nu țin mult. Are și airbag-ul activat. Da, am văzut și eu. Clar. Na, n-ai ce să-l faci. Dacă nu scoate Duster pe teren, să fii lumea sigură. Și în siguranță, gen. Na, bine, atunci, vedeți cum ce urmează să vă facă șefii dumneavoastră, mă bucur că am fost aici să vă ajut. Vă las că mai-mi trebuie prin oraș. Am înțeles și cu Duster-ul. Oh. Vor veții, o zi bună. La revedere. Domn polițist, să-mi deschideți, să deschideți bariera, să putem ieși. Și da. Am avut cel mai fain roleplay, efectiv. Și vreau să vă spun că a fost spontan, nu mi-am organizat, n-am făcut nimic. În continuare aveți launcherul serverului și referalul meu în descriere. Dacă cumva reușesc, probabil aveți și... La revedere tuturor. O zi bună tuturor. Dacă cumva reușesc... Trebuie să parchez aici pe margine. Efectiv a fost un roleplay neorganizat, a fost totul spontan. Dacă vă place seria, nu uitați să-mi dați un like, să mă susțineți și probabil hai să facem și 100 de like-uri dacă putem. Vă mulțumesc mult pentru atenție și dacă cumva îi probabil aveți și în descriere green code-uri, așa că tot ce trebuie să faceți voi să uitați în descriere. Îmi dați un like și ne auzim data viitoare la un alt roleplay. Toate bune!